dimineață. Și zorii-mi bat în ploape, ce crudă trezire. Căci tu ești aproape, sunt ca o harpă tristă uitată într-o cară. Pe strunele iubirii te aștept să vii de seară. Sorina Bică, Doamne, ce moment, ce timbru, ce voce, bine, ce antrenor, fu, bravo, măi, Sorina, dragă, fai, ce moment a fost. Tudor Chirilă, ai fost impresionat, te-am văzut. Da, bă, pe mine asta mă emoționează. Pe mine mă emoționează când un om vine și tratează un cântec, de exemplu, cu o totală diferență și ai avut un soi de aroganță și de indiferență față de cântecul ăsta și este mult mai importantă chestia asta de contrapunct. Hai, veno iar, adică nici măcar nu-l chem pe ăla, dar totuși sufer, dar... De contrast. Băi, ai făcut din a Smiley fost... în seara asta un mare antrenor. Ha! Jur, zici că a cântat Janis Joplin acest cântec. Extraordinar, extraordinar. Era... Mamă, deja e rândul meu. Irina Fodor, da. Irina Rimes. Deja e rândul meu. Să nu zici ceva de rău. Deci să nu zici ceva de rău.
Dar de ce? Să nu zici ceva de rău. Dar e problema mea ce zic. Bine. Mă lasă, e rândul meu, tot ți-ai comentat. Așa e, să nu zici ceva de rău. Eu din contra, mi se pare că textul nu prea se legat cu aroganța pe care ai netransmis. În schimb, asta nu este neapărat un lucru care a diminuat prestația ta. Eu am auzit-o încă din repetiție și atunci am spus asta este una dintre cele mai bune voci, dacă nu chiar cea mai bună voce din echipa lui Smiley, pentru că transmite foarte mult. Gâjitul ăla din vocea ta face ceva în sufletul meu, nu știu, schimbă ceva acolo. Sunt mă lași cu gura căscată și ăsta e un lucru foarte, foarte important la vocea română. Andra, te-ai ridicat în picioare, ai aplaudat, ai cântat. Îmi place, Olteanca e hotărâtă și vă spun cu sinceritate, a fost cel mai spectaculos moment al serii. Două secunde, mă scuzați. Cel mai. Am o întrebare pentru public. A fost teatral? Tocmai că nu. Nu. N-a fost? N-a fost. Bine. Altele ne au fost. Ne vor răspunde cei de acasă. De dar ea n-a fost. Pentru că acum Smiley grăiește. Mega teatral. Great. Da, teatrală natural. Adică n-a fost nimic forțat. A fost teatral din voce. Important e că vorbim de moment. Asta e cel mai important, Smiley. Sorina, ai făcut exact ceea ce mi-am dorit, exact ceea ce am vorbit. Ai reușit să ne emoționezi, ai reușit să faci din cântecul ăsta pe care îl cunoaște o țară întreagă, care e un mega șlagăr românesc, ai reușit să faci ceva nou, să-i dai o nouă dimensiune, să-l pui în scenă altfel, să-l percepem noi altfel. Și asta e mare lucru, să iei un cântec atât de celebru și să-l transformi în altceva, este o dovadă a faptului că tu ai tot ce trebuie să devii un mare artist. Și îți mulțumesc că ai avut încredere în alegerea mea. Îți mulțumesc că te-ai lăsat pe mâinile mele. Și îți garantez că acest moment va deveni viral. Sorina! Mulțumesc foarte mult!